Vai de capul meu. Asta suntem la film. Băi, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. După cum vă spuneam, plec în Olanda. Acum suntem pe drum, am plecat seara să ajungem până la 5 mâine, cel puțin așa ne-a zis ea că trebuie să ajungem. Aici cu șoferul, m-a luat de la scară ca pe domnișoare m-a luat. Cu ușa deschisă m-a așteptat cu toate alea. Așa. Și avem de pedalat, uitați acolo, 1796 de kilometri, 17 ore și 11 minute. 42 de minute. A, nu văd din cauza la ăla. În fine. 17 ore, în fine, 17-18 ore avem de pedalat. Oameni buni, noi am ajuns în vamă. Da, mă, că nu e așa mult, jumătate de oră, 20 de minute, trebuie să scăpăm. Stai pe ăștia, prea. Unde să mă bag? Aici, pe mijloc, stai. Pe mijloc? Pe... Pe mijloc, mă, și de jos. 1515 km mai avem. E o grămadă. O, 15 km. Patrolul ăsta. Uai, da, cât aia e, frate. Mai bă, cât fac pipi pe mine de paletul meu ce-a plin de platforme, frate. Frate, uite una acolo, uite una aici, Samsari. Uite, care termopane din România le duce din colo. Da, duce termopanele și vine cu mașinile. Să spun că eu m-am băgat la somn și șoferul meu încă conduce. Ce vrei să zici? Verifică ușa de la picioare și de la cap, mai tântește-l odată ca să... Bă, asta de la cap nici n-am deschis-o, aia de la picioare am închis-o cum trebuie. Probează-ți-o ca să nu te pierd cumva, Doamne ferește, din greșeală. Mă lași? Doar nu iei curbe cu 300 la oră. Frate, Doamne, vreau să blochez ușile dacă... Gata, poți să le blochezi, pe oricum îți dă eroare în bord, nu? Ăla. Bă, nu știu, pentru siguranța ta și a mea. Ai, bă, dar de stau ca la mine în pat aici. Stai bine, a? Da, cam patul ăla de la grădină. Cum ai zis să zic? Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Eu m-am trezit, m-a dus șoferul până în Germania. Și ce să mai zic? A, dacă vreți numărul lui de telefon, vi-l dau. Da, bă, fraților, eu de-abia m-am trezit. Uite, vezi, nu trebuia să mănâncă Eugenia, că mă ia durerea de stomac. În fine. Eu de-abia m-am trezit, ceasul e 6:28. Și el ce că mai poate, nu vrea să mă lese să conduc. Nu, lasă să conducă ea. Eoliene. Unde suntem aici? În Austria la ieșire. În Austria la ieșire. Ne, bă, dar ce faine sunt câmpurile la ăștia. Ca la noi nemuncite. Bă, uitați un convoi din ăla american. Ah, dar nu mai uzi, mă, mai uzi două în față. Da? Bă, dar erau numai negri din aia, frate, somalezi din aia. Dar scrie acolo în engleză, end of... Ia uite, frate, ce tare e. Ce două, mă, uite câte mai uzi. Râs, mă, râs. Bă, dar ce tare. Uite, frate, numai în filme vezi așa ceva. Uite, din ăla... Ia uite, negri, bă! Bă, de ce ăștia? Ia uite! Acolo au aparatură din aia, bă. Eu nu pot să-mi găsesc, bă. Ioi! Bă, da, fain. N-am văzut în viața mea, în realitate, mașinile astea decât în filme. Uite, ăsta e water. Bă, și sunt îmbrăcați, frate, în costume din alea, cu caschete, cu... Aici ce-i? Water only. Ăsta care în scaune, vese. Ăsta alimentează bilourile. Uite și hammerul ăla. Bă, ești nebun. Ăsta e hammer din ăla, cum îi zice, de armată, de teren. Foarte iar tare. Da, foarte tare. Poți să uite la? Da. Poate ne opresc ăștia și ne ia camera. Că n-avem voie să îi filmăm. Camera, ți-am camera, să nu fătă o bătaie. Bă, dar numai negri, bă. Asta zice, bine, nu fac ură de rasă. Stai așa. Bă, da, ce și... Uite, mă, n-au nici geamuri, frate. Ăla-i rupt de somn. Să plecat la ochi. Aveau în față niște buze din alea mari.
Bă, deci fix ca în filme, mă jur. Să le vezi în realitate e ceva bestial. Uite ce mini tractoraș are ăsta, frate. Da, e... asta e sport. A, uite, mai e. Ăsta s-a reparat răzile după ce... Antenă din aia, frate. Bă, dar șmecher rău, bă. Foarte tare, mă jur. A pus în dreapta cam obosit. Mă uit rău ochii. Mai avem 335, nu? Da, 335, nu știu dacă se vede. Ce am făcut, frate? Am deschis geamul. Lasă că îl închid eu. Am închis. 335 de kilometri. Și încă 166, cred că până când ieșim din Germania, nu? Da, suntem prin zona Frankfurtului. Frankfurt. Mi-am schimbat, mi-a zis șoferul să mai trec și eu la pedale. Eu s-a săturat. Am băgat și eu vreo 400 și ceva de kilometri. 600, 435. Și ajungem în Olanda. Merg la muncă. Și așa mi-au zis toți, băi, zanzarule, nu uite cine e asta, du-te la muncă. Hai mă, mă duc la muncă. Invidioasă lumea. Da. Vezi că asta se bagă. A, văd? Asta se bagă. Mașina mea A6. A6, vrei să-ți iei? Păi nu știu, că e cea, e sufletul meu, frate, uite-l ăla are folie. Mai avem 126 de kilometri și ajungem în Olanda. Aaaa, am terminat de cu... Aaaa, uite bă, eu credeam că-s din alea cu 3 roți, dar ai remorcă, bă, ești nebun la cap. Bă, ce vechi e motorul ăla. Dar uite și aici, bă, dar ce remorcă. Mă, frate, dar nu-i periculoasă, mă, la motor? Bă, aici aiurea mi se pare, remorcă la motocicletă. Oameni buni, mai avem 125 de kilometri. Nu mai văd bine, mă, ba da, e bine, 125 și ajungem în Olanda. Șoferul s-a pus iar la volan, a zis că nu-i place cum conduc. Da. 1709 km, fără pauză. Am condus când eu, când el. Am ajuns pe în Olanda. Eu am adormit mai înainte pe mine, în pui mei, era să-mi înghid limba. Bă, dar așa cum mă doare gâtul. Adică, nu știu, simțeam așa o greutate pe gură, pe gât, în jos. Uite, zici că sunt hotelurile alea de la mare, știi, dau chestii din alea să nu bată soarele înăuntru. Dar ce Dumnezeu, sunt cămine mai aici, din alea de... de orfelinat. Ia uite, bă, un râu și oameni, bă, pe margine, bă, fac baie, bă. Cine e? Bă, deci dacă ați fost în Olanda, știți că totul e diferit aici. Uitați și voi ce semne de limită au ăștia. Deci unde zice că ai voie cu 80, atâta e semnul. Atât, frate. Nu știu, cedează trecerea, ai prioritate, ai... Toate semnele sunt minuscule, frate, uite-te și tu. Nici nu vezi ce scrie pe unele. Uite și ăsta. Bă... Păi dacă ești mai chior aici, nici nu vezi. Uite ce mic e semnul ăsta, uite. 80. Păi ce să vezi acolo? Așa, cred că au ochii mai mari, mă. Uite, deja am ajuns... Vai, frate, uite că deja sunt sere pe aceea, sper că nu are. E plin de sere. Da? De vaci, de cai, de oi, de lebă, de gâștele, de toate. Gâștele? Gâștelele. Gâștelele. Gâștelele de toate, a? Gâștelele de toate. Ioi. Bă, oricum e frumos, au ăștia niște drumuri pe aici. Trebuie să fac asta pe aici, trebuie să-i lasă treacă. Da, 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 știu, 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 uite-mi chestia de bicicleta. Uite, atenție, biciclete, da, uite, vezi, ai semn acolo. Da, eu știu, învățat. 300 de LPG. Ai și GPL aici, frate? Bă, adică, da. Bă, dar de ce văd aici, tot înainte, tot înainte, tot înainte. Au ăștia un asfalt pe aici, zici că e... Numărul 67. Între aici puteai să intri. Dieselul E un 37, pardon, 40. Bă, deci o grămadă de lume pe biciclete, frate, și toți... Uite, au biciclete așa cu șaua... Cu șaua în jos, din câte văd eu.
Uite, se dau jos, a vrut să se dea jos. Ce mă clanxonez, mă, nebun. Dar o clanxona că aveam prioritate, dacă proastele s-au urcat pe trecere, ce vrei să dau în ele, mă? A, uite, când... Ești încă Olanda-i țara, Maria. Florilor, da, flori. Glumeam. Deci, e super frumos, frate, nu-mi vine să cred, totul îngrijit, totul... Zici că ești pe altă planetă, în puii mei. Am fost peste tot, deci mă jur, am fost peste tot și niciunde nu-i ca aici. Știu, frate, nu... Deci nici în Germania, nici în Germania, în zona aia rezidențială, nu era ca aici. Bă, și o grămadă de... N-am apucat să filmez acolo, ce erau? Uite și aici, ce îngrijit îi, bă. Uite, radare. Le-ai văzut, da? Ia uite-le, bă, cum stau, bă. Din ăla m-a turnat pe mine, pe național, din ăsta, din ăla, dat 144 de euro. Bă, dar cum stau acolo, la un kilometru în pământ, în pământ deasupra. Da, ce copaci faini. Bă, oameni, deci e super mișto aici, mă jur. Nu am cuvinte, totul curat, nu vezi, uite, nimic nu e pe jos, frate, un chiștoc nu vezi pe jos. Nici frunze, mă, nici frunze. Și au drumul, mă, în față și ochii, poai de cap, mă. Uite naționalul ăsta, că ești în pat, frate, nu... Salutare tuturor și bine v-am găsit. Am ajuns, fraților. Sunt în cameră, prima zi de muncă. Am fost doar să învățăm rutele și să învățăm pe acolo. O să vedeți imediat mașinile și tot ce am de făcut. O să vă explic mai mult. Vă arăt un pic camera în mare, pentru că eu încă n-am apucat să-mi pun astea în dulap, pentru că cineva mai are aici haine și după ce și le scoate el, o să mi le pun eu. Am stat un pic în pat. M-a dus să mănânc și urmează să ne mai auzim mai târziu. Pa! Vai de capul. Astăzi suntem la film.